Pe 16 august, Lady Gaga va face spectacol în fața a peste 35.000 de fani în Piața Constituției. Echipele de tehnicieni lucrează de zor la scena pe care diva pop va susține primul concert în aer liber din cadrul turneului The Born This Way Ball. Artista a cerut pază specială pentru garderoba imensă. Acest cort este păzit în permanență de trei bodyguards care nu au voie să fumeze, evident, pentru că există pericolul de a lua foc costumele. Artista vrea să aibă acces în permanență la internet și un spațiu special pentru cățelul ei, Fuzzy. Lady Gaga își aduce la București bucătarul personal, care va avea grijă ca ea să mănânce sănătos. În mai puțin de 4 ani de carieră, Lady Gaga a câștigat numeroase premii, printre care 5 Grammy, 13 MTV Video Music Awards și a înregistrat vânzări de peste 23 de milioane de albume și 64 de milioane de single-uri.